Onorat public, bun venit în Biserica Neagră pentru concertul de orgă din această seară. Ne bucurăm să fim atât de mulți pentru a beneficia de răcoarea bisericii și de a asculta muzică începând cu perioada barocului până în secolul 20. În cea de-a 70-a stagiune a concertelor de orgă, suntem împreună pentru a asculta acest renumit instrument construit acum 183 de ani de către un meșter din Berlin cu ajutorul unor ucenici din Brașov. Instrumentul are 4.000 de tuburi. În fațadă puteți vedea 166 dintre acestea și se remarcă prin deosebită frumusețea culorilor tuburilor sale și prin faptul că este în starea originală. Putem astfel privi către o fereastră a timpului, direct până în anul 1839. Astăzi veți asculta următoarele lucrări. Johann Gottfried Walther, coralul Ne rugăm Sfântului Duh. Johann Sebastian Bach, preludiu și fuga în re major. César Franck, Pies Eroic, Josef Gabriel Reinberger, fuga în sol major, iar ultimele două lucrări ale compozitorului brașovean Paul Richter, Andante Moderato și tocata în re. Organist Hans-Eckard Schland. Vă dorim o audiție plăcută. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Orgelkonzert in der Schwarzen Kirche. Wir freuen uns, im 70. Jahr unserer Orgelspielzeit so zahlreich die Schwarze Kirche zu füllen. In der Kühle des Abends sind wir da, um folgende Werke zu hören. Johann Gottfried Walther, Choralvorspiel, nun bitten wir den Heiligen Geist. Johann Sebastian Bach, Präludium und Fuge in D-Dur. César Franck, Pies Eroic. Josef Gabriel Reinberger, die Fuge in G-Dur und zum Schluss zwei Werke des Kronstädter Komponisten Paul Richter, Andante Moderato und Toccata in D. An der Orgel Hans-Eckard Schland. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.